Stimați invitați, stimați colegi, dragi studenți și participanți la simpozionul nostru cu ocazia apariției în limba română a lucrării pastorului Dietrich Bonhoeffer, intitulată Costul uceniciei. Suntem astăzi aici să discutăm despre harul costisitor și ucenicia creștină în gândirea lui Dietrich Bonhoeffer. Înainte de a începe însă manifestarea noastră, aș dori să invocăm ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca absolut tot ceea ce se petrece aici să fie cu lumina pe care El ne-o dă prin Duhul Său cel Sfânt și spre slava lui Dumnezeu. De aceea vă invit să ne ridicăm și aș avea rugămintea ca fratele Emil Meștereagă, pastorul Institutului Teologic pentru Pentecostal, să înalțe această rugăciune cu asta în numele nostru. Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim pentru evenimentul acesta în care putem să fim împreună la lansarea traducerii cărții acestui slujitor care ne-a lăsat scris ceea ce a trăit în viața și slujirea sa. Îți mulțumim pentru astfel de oameni și mă rog, Doamne, să faci ca impactul acestei cărți să facă cât mai multe vieți ale slujitorilor dedicate Ție și lucrării Tale. Binecuvintează-ne în acest timp și fă, Doamne, ca să învățăm fiecare ce înseamnă a Te urma pe Tine. Dă-ne tărie în momentele dificile, în momentele de cumpănă, să Te alegem pe Tine și să respingem orice momială din partea celui rău, rămânând pe calea Ta. Lasă Duhul de înțelepciune să fie cu noi aici, în continuare, și lumina din cer, Doamne, să ne întărească în convingerea că ascultând de Tine și urmându-Te pe Tine, suntem cu adevărat binecuvântați. Amin. Amin. Vă mulțumesc, Dumnezeu. Avem bucuria deosebită ca astăzi, cu ocazia simpozionului organizat de Institutul Teologic Pentecostal din București, să-i avem cu noi pe invitații noștri și o să îi prezint acum pe cei care ne onorează cu prezența la această dezbatere. Încep în ordinea în care s-au așezat. Este vorba de domnul Ioan Brie, lector doctor la Institutul Teologic Pentecostal. Bine ați venit! Domnul profesor doctor Hans Klein de la Institutul Teologic Evanghelic din Sibiu. Bine ați venit, domnule profesor! Și domnul conferențiar dr. Emil Bartoș de la Facultatea de Teologie Baptistă a Universității din București. Bine ați venit! În stânga mea este domnișoara Ligia Taloș, traducătoarea acestei lucrări. Bine ați venit și vă mulțumim că ați onorat invitația noastră. Iar în dreapta mea, colegul nostru de la Institutul Teologic Pentecostal, lector dr. Emanuel Fonța, editorul acestei lucrări, care în minutele următoare ne va și face o scurtă prezentare biografică a vieții și activității omului lui Dumnezeu, a pastorului și teologului Dietrich Bonhoeffer. Așadar, dau cuvântul domnului Emanuel Conțac, care ne va face această prezentare extrem de utilă dezbaterii ulterioare. Înainte de a face această scurtă prezentare, vreau să-mi permiteți să vorbesc puțin dintr-un unghi mai personal despre întâlnirea mea cu pastorul și teologul Dietrich Bonhoeffer. Probabil cei mai mulți dintre voi l-ați întâlnit în lucrarea de teologie a teologului Milad Erickson, într-o prezentare de câteva rânduri care îl punea pe Bonhoeffer într-o companie destul de dubioasă, aceea a teologilor seculariști. Apoi și eu, în vremea cât eram student, convins că Bonhoeffer e un nume cu care n-ai vrea să te asociezi foarte mult, pentru că din cauza acestei interpretări pe care o făcea Erickson, după anii care au trecut, când am descoperit la un moment dat această carte într-un top cu cele 50 de cărți cele mai influente din lumea evanghelică, mi-am spus, opa, e totuși o carte, Costul uceniciei, o carte care ar merita luată în seamă. Am comandat-o și am avut o surpriză deosebită să descoper că mesajul este foarte biblic, este foarte radical în același timp,
Și a fost, încă din vremea aceea, ideea în mintea mea că ar trebui această carte să fie tradusă în limba română, fiindcă ar vorbi foarte mult și cred că are un spirit profetic care s-a potrivit foarte mult și spațiul evanghelic românesc. Au trecut 3 ani jumătate de la momentul în care i-am trimis primul mesaj colegii mele Mirela Delong, de la editura Logos, în care îi spuneam, ar fi bine să avem, să avem această carte tradusă și în limba română. După încercări de a găsi un traducător, am găsit-o pe Ligia, care a fost o colaboratoare extraordinară pentru mine ca editor. Astfel încât putem astăzi să citim această carte extraordinară și în română. Acum câteva cuvinte despre Dietrich Bonhoeffer. Este un personaj care vine dintr-o familie burgheză, foarte bine educat, cu teologi pe firul dintre ascendenții săi, cu teologi iluștri chiar, unul dintre ei a predat la Viena, 60 de ani, ca profesor de teologie, l-a cunoscut pe Goethe. Influența aceasta însă a teologilor de pe firul neamului n-a fost determinantă pentru Bonhoeffer, în sensul că ar fi fost un stimulent pentru care să studieze teologia. Familia lui Bonhoeffer n-a fost foarte bisericoasă, a fost o familie credincioasă, dar nu foarte activă în viața bisericii. Dietrich însuși în copilărie, de fapt în adolescență, de la vârsta 14 ani, și-a propus să devină teolog. Și a fost, aș putea spune, bazându-mă pe sursele pe care există atunci, scrisorile sale, încă din copilărie care se păstrează, aș putea spune că a fost mai mult dintr-o ambiție. A dorit să devină teolog dintr-o ambiție. Era al 7-lea copil, dintr-o familie de 8. Frații lui mai mari erau deja independenți, realizați, și pentru el teologia a fost, în perioada adolescenței, ceva, un drum care l-a atras și care avea însă să devină nu doar o carieră, ci avea să devină o pasiune. Biserica avea să devină o pasiune. Formarea lui ca teolog este foarte importantă. A fost foarte bine educat încă din familie. Mama sa a fost a avut o influență covârșitoare asupra lui din acest punct de vedere. Încă din adolescență studia greaca, iată, cazna la care se pun pe studenți, era pentru Bonhoeffer o plăcere. La 14 ani traducea deja din clasici. În liceu. Și la 15 ani și-a ales ebraica, materie opțională. Deci un om foarte bine ancorat în studiul limbilor clasice. Eu sunt de părere că nu poți să fii teolog fără să fii foarte bine ancorat și în studiul acestor limbi ebraică, greacă, latină. Dar asta e din părerea mea și a lui Bonhoeffer și nu prea avem adepți în această privință. Bonhoeffer și-a propus să devină un teolog important pentru biserica sa, să o reformeze, a spus el în glumă fraților săi, când aceștia au spus de ce alegi calea bisericii, nu vezi, e o biserică burgheză, nu prea relevantă, învechită, și Bonhoeffer a spus, am să o reformez în acest caz. Era, sigur, o replică spusă în glumă, dar care s-a dovedit totuși ascundea ceva în spate și influența lui în lume, ca în teologia de secolul 20, a fost una covârșitoare. Voi spune doar că a studiat un an de zile la Tübingen, apoi un an de zile la Berlin, a fost studenta lui Adolf von Harnack, și a fost unul dintre studenții străluciți ai celor două universități. A terminat doctoratul într-un timp record de 18 luni, niște teze substanțiale. Încă din perioada respectivă s-a implicat în viața bisericii ca student la școala duminicală, deci s-a putut coborâ să și implica în viața bisericii chiar la nivelul acesta mai elementar, inventa povești, le spunea copiilor, știa să intre în mintea lor. Deci n-a fost teologul de fotoliu care creează și e rupt de realitate. A fost un teolog foarte implicat în viața bisericii lui și în viața societății.
a petrecut după terminarea studiilor un an de zile ca pastor asistent la Barcelona, într-o comunitate de germani. Existau comunități de germani și la Barcelona, și la Londra, și în alte locuri din Europa, și el a ales să meargă acolo și a fost confruntat, a fost de fapt primul contact cu viața pastorală reală, pentru că trebuia să predice, trebuia să stea de vorbă cu oamenii, să se ocupe de ei, să-i consilieze și a avut, desigur, momente dificile, momente chiar de tensiune cu pastorul principal. Iată, pe mine nimic nou în pastorație și n-a fost nici în cazul lui Bonhoeffer. A fost însă momentul în care el și-a dat seama că are de ales între cariera universitară, care îi se deschidea și care a fi stat la picioare, și viața în biserică, în slujba bisericii. Le-a îmbinat, aș spune, pe amândouă, cu mult succes. Tot din perioada aceasta a studiilor de la a stagiului de vicariat la Barcelona, datează prima referință la Predica de pe munte. Pentru Bonhoeffer, atunci Predica de pe munte era, ca pentru toți teologii luterani, un standard care ne arată cât de păcătoși și de neputincioși suntem. Și predicile lui din perioada respectivă reflectă această înțelegere. Bonhoeffer nu era, desigur, un pacifist, așa cum a dat să devină începând cu anii 30, mai ales după vizita în Statele Unite. Acolo el spunea, Predica de pe munte îi se pare constrângătoare, o sursă de nefericire. El spune, îl vedem pe Iisus umblând pe înălțimile inaccesibile ale unei cerințe implacabile puse în fața oamenilor. Cine va îndrăzni să meargă cu el? Cine va păși astfel în ucenicie? Suntem așadar în perioada 1928-29, la aproape 10 ani înainte de apariția acestei cărți. Bonhoeffer este încă teologul tipic ancorat în teologia vremii sale. Pacifismul în vremea respectivă era asociat cu Lev Tolstoi. Mă surprinzător, nimeni când se gândea la pacifism nu spunea Iisus Hristos, spunea Lev Tolstoi. Revenit în Germania, Bonhoeffer a trecut prin stagiul de pregătire și a luat un titlu care se cheamă Habilitation, care a dat posibilitatea de a preda în continuare în învățământul de stat. În 21 a plecat în America, a avut o bursă, a plecat în America la Union Theological Seminary, care experiența din Statele Unite a fost una determinantă pentru formarea lui ca teolog, pentru că acolo a întâlnit o biserică baptistă de negri, Abyssinian Baptist Church, și a întâlnit fenomene ca, discriminarea unor oameni, cum erau negri în vremea respectivă, care erau cetățeni de rangul 2, a întâlnit probleme sociale și a dat seama că Evanghelia trebuie să fie relevantă, să nu fie doar un demers speculativ al unor oameni care discută, ci trebuie să reflecte în viața societății. Tot acolo l-a întâlnit pe Jean Lasserre, unul dintre prietenii săi, care l-a confruntat prima dată cu ideea de Predica de pe munte ca program de viață al unui creștin. Jean Lasserre era pacifist și asta l-a pus pe Bonhoeffer, l-a confruntat foarte puternic cu acest mesaj pacifist. A revenit în Germania și a început să predea ca lector universitar la Berlin. Și în anul 1932 a avut loc o transformare foarte interesantă, asupra căreia aș dori să insist. Eu aș numi-o aproape o convertire și mă bazez pe un fragment dintr-o scrisoare a lui Bonhoeffer, care spune în felul următor. Scrisoarea este mai târzie, dar vorbește despre anul 1932. M-am apucat de lucru în teologie într-o manieră necreștină. O ambiție pe care au remarcat-o mulți mi-a îngreunat viața. Apoi s-a întâmplat ceva care a transformat viața mea până în prezent. Pentru prima dată am descoperit Biblia. E surprinzător. E așa un om care predicase, care făcuse studii biblice, care făcuse lucrări de teologie, descoperă Biblia. Predicasem adesea, fusesem foarte implicat în biserică, vorbisem și predicasem despre Biblie, dar încă nu devenisem creștin. Știu că în acele momente preschimbasem învățătura lui Iisus Hristos într-un avantaj personal. Mă rog lui Dumnezeu că așa ceva să nu se mai întâmple. Înainte nu mă rugam sau mă rugam foarte puțin. Cu toată singurătatea mea eram destul de mulțumit de mine. Apoi Biblia și în special Predica de pe munte m-au eliberat de toate acestea. De atunci totul s-a schimbat, am simțit asta în mod clar, au simțit-o și alți oameni din jurul meu. A fost o mare eliberare.
mi-a devenit limpede că viața unui slujitor al lui Iisus Hristos trebuie să aparțină bisericii. Și pas cu pas mi-a devenit tot mai clar cât de mult trebuie să merg. Era deja în perioada când făcea opoziție regimului nazist și se gândea, anticipa într-un fel ideea de martiraj, pentru că spune, poate chemarea nu va fi atât de lungă, poate drumul acesta pe care merg nu va fi atât de lung. Și, într-adevăr, n-a fost. Începând cu 1933, vorbim știți foarte bine, Hitler a devenit cancelar al Germaniei și a început o politică de aliniere a bisericii la idealurile naziste. Bonhoeffer însuși a fost întrerupt, un discurs radiofonic al său a fost întrerupt și încă din vremea aceea a fost pus la index. Opoziția lui a vrea să devină tot mai fățișă și a fost întru totul de acord cu separația care a avut loc în Biserica Evanghelică Germană, o mișcare numită Biserica Mărturisitoare, s-a declarat singura biserică legitimă din Germania, cea care îl recunoaște pe Iisus Hristos drept cap al ei. Ceilalți creștini ne-au fost, s-au declarat neutri, adică între două ape, iar alții au fost creștinii germani care au îmbrățișat politica, ideologia nazistă. Din această perioadă datează și preocupările lui Bonhoeffer față de predica de pe munte și dorința lui de a crea niște exerciții spirituale. Aceste exerciții spirituale la care se gândea încă din anii 34-35, când în 34 a fost pastor la Londra, în două comunități germane, a creat primul nucleu al cărții post-uceniciei. Exercițiile spirituale sunt niște prelegeri pe care le-a prezentat studenților săi în Germania la un seminar ilegal. Un seminar ilegal al Bisericii Mărturisitoare, care a fost organizat la Zingst în 1935. Timp de 2 ani, circa 150 de studenți au trecut pe la cursurile lui Bonhoeffer și s-au format ca slujitori pentru Biserica Mărturisitoare, această biserică despre care spuneam că s-a declarat biserica legitimă în Germania. În 1937, Gestapo-ul a închis seminarul. Bonhoeffer a trebuit să recurgă la alte forme de pregătire, niște sesiuni pastorale, colective. După o vreme însă i s-a interzis și dreptul de a mai ține conferințe în public. A devenit o persoană non grata, nu mai avea voie să intre în Berlin, deci s-a strâns tot mai mult lațul în jurul lui. Începând cu 1940, Bonhoeffer a intrat într-o rezistență mai activă. Cumnatul lui, de fapt doi cumnați de-a lui, erau în serviciul de informații militare al armatei, în Abwehr. Și Bonhoeffer, având contacte în Esie de al nostru, adică, având contacte în lumea ecumenică, adică în Anglia, în Elveția, în Suedia și în alte locuri, Bonhoeffer a fost folosit, nu a fost folosit în sensul rău, a acceptat să reprezinte acest nucleu de conspirativ pentru a pune la punct anumite chestiuni legate de viitoarea pace în Germania. Grupul acesta conspirativ, trebuie să spunem foarte clar, urmărea eliminarea lui Hitler. Au fost multe atentate împotriva lui Hitler. Nu toate au fost organizate de acest grup de conspiratori. Însă Bonhoeffer și-a asumat și acest rol destul de problematic și nu știu dacă se va discuta despre acest aspect. Însă premisa de la care a pornit n-a fost că ce bine facem atentate împotriva lui Luther, n-a plecat cu euforie în această, în împotriva lui Hitler. N-a plecat cu o anumită cu heirupism, ce a spus, trebuie să facem ceva, pentru că dacă nu facem nimic, Dumnezeu ne va trage la răspundere. Este o perspectiva lui. O să întrebați, poate, cum se împacă pacifismul lui declarat cu această nu e oare o contradicție. Cartea lui, Etica, ne-ar putea lămuri mai multe detalii despre cum a gândit el aceste lucruri. Cert este că Bonhoeffer în 43 a fost arestat și încă anumite fire din o anchetă a Gestapo au dus către el. A fost ținut 2 ani în închisoare, timp în care mai a continuat să scrie și în aprilie 45 a fost
spânzurat în lagărul de la Flossenbürg din ordinul expres al lui Hitler, care a poruncit ca toți cei care au fost parte într-o capacitate sau alta la complotul eșuat împotriva lui să fie eliminați. Bonhoeffer a murit, apășit spre moarte, senin, încrezător că viața, adevărata viață, abia atunci începe pentru el. Acestea ar fi informațiile într-o sinteză care sacrifică inevitabil multe detalii din viața sa. Cartea Costul uceniciei a apărut în 1937, deci în anul în care seminarul de la Finkenwalde a fost închis și cred că este cartea cea mai relevantă pentru mine și cea mai reprezentativă pentru spiritul a ceea ce a reprezentat Bonhoeffer. Ideea de ucenicie radicală și de har costisitor care nu poate fi despărțit de această ucenicie. Ne bucurăm că după efortul imense, eu cel puțin am o satisfacție personală că putem vedea această carte și în limba română, repet, după 3 ani și jumătate de la prima idee, de la prima sugestie că ea a trebuit tradusă. Mulțumim, domnule Manuel. Colegul nostru, Emanuel Ponțac, și-a finalizat studiile doctorale. Fericită. Nu vreau să spun să fie un nou Bonhoeffer pentru România. Știm de ce. Pentru că a reprezentat cinste și școala și comunitatea evanghelică din România toți acești ani. Și ca semn de încurajare ne-am gândit să facem un cadou. O carte intitulată Istoria scrisului, partea colegilor. Și îți dorim să folosești această armă pe care până acum o stăpânești foarte bine. Să o folosești cu smerenie, cu curăție și cu putere. În slava cuvântului întrupat, care este Domnul Hristos. Reprezentative pentru gândirea, mai ales pentru lucrarea Costul uceniciei al lui Dietrich Bonhoeffer, este vorba despre diferența dintre harul costisitor și harul ieftin. Și aș adresa această întrebare domnului profesor Dr. Hans Klein. Domnule profesor, am dorit, dacă binevoiți, să ne schițați câteva diferențe dintre harul costisitor și harul ieftin, în gândirea lui Bonhoeffer, mai ales făcând referire și la ideea aceasta de mântuire prin fapte. Pentru că cei pe care îi combate Bonhoeffer ca pe niște susținători harului ieftin, aduceau în discuție această idee de mântuire prin fapte. Noi nu vrem să fim mântuiți prin fapte, de aceea adoptăm un har, dar care nu schimbă nimic, asta ne veți descrie mai detaliat aceste diferențe dintre harul costisitor și harul ieftin, cu referire la ideea de mântuire prin fapte. Dar până când domnul profesor își sistematizează puțin gândurile, aș dori să ascultăm câteva citate relevante în acest sens în lectura Ligii Tanuș. Ligia, te rugăm. Harul ieftin înseamnă har cam înseamnă iertarea păcatelor ca adevăr general valabil. Înseamnă dragostea lui Dumnezeu și de concepție creștină despre Dumnezeu. Este suficient să accept ca să capiți numai decât iertarea din păcate. Biserica, adesea acestei învățături despre har, are în mod nemișlucit parte din el. Într-o astfel de biserică, lumea găsește acoperire ieftină a păcatelor sale, care nu le regretă și de care tocmai de aceea nu-și dorește să se elibereze. Harul ieftin înseamnă deștevăduirea cuvântului și lui Dumnezeu.
tăgăduirea întrupării Cuvântului lui Dumnezeu. Harul ieftin înseamnă justificarea păcatului, nu a păcătosului. Harul face totul de la sine. De aceea, toate pot să rămână ca înainte. O, cinzatare, sfaturile. Lumea rămâne lume, iar noi rămânem păcătoși și în cea mai bună viață. Așadar, creștinul n-are decât să trăiască precum lumea, să se conformeze chipului ei în toate lucrurile și să nu se încumete să trăiască precum eretici de entuziaști o altfel de viață sub har decât cea trăită cândva sub stăpânirea păcatului. Nu cumva să se revolte împotriva harului, să profaneze harul măreț și ieftin, să instituie o nouă religie a slovei, încercând să trăiască o viață de ascultare a poruncilor lui Iisus Hristos. Lumea a fost justificată prin har. De aceea creștinul, ca să ia în serios și ca să nu se împotrivească acestui har de neînlocuit, poate să trăiască pe cum restul lumii. Cu siguranță își ar dori să facă ceva ieșit din comun, dar nu face nimic, înseamnă fără îndoială cea mai grea renunțare, fiind nevoit să trăiască în modul Dumnezeu. Însă trebuie să ajungă la această renunțare, să practice lepădarea de sine, nu cumva să se deosebească de lume prin viața lui. Într-atât trebuie să lase harul să fie cu adevărat har, încât să nu strunce credința lumii în acest har ieftin. Creștinul n-are decât să se consoleze starea lui lumească în această renunțare imperativă asumată de dragul lumii, de dragul harului, și să se simtă sigur că posedă harul care face totul de la sine. Așadar, creștinul să nu accepte ucenicia, ci să-și găsească murierea în har. Harul ieftin înseamnă justificarea păcatului, nu a păcătosului gata de căință care se lasă de păcat și se întoarce. Harul ieftin nu înseamnă acea iertare de păcate care ne desparte de păcat. Harul ieftin este cel de care dispunem noi înșine. Harul costisitor este Evanghelia pe care trebuie să căutăm neformat, darul pe care trebuie să-l cerem, ușoala care trebuie să batem. Este costisitor pentru că ne cheamă la ucenicie. Este har pentru că ne cheamă la ucenicia școala lui Iisus Hristos. Este costisitor pentru că îl costă pe om viața. Este har pentru că abia așa îi dăruiește viața. Este costisitor pentru că osândește păcatul. Este har pentru că justifică pe păcătos. Mai presus de toate, este costisitor fiindcă a fost scump pentru Dumnezeu, fiindcă l-a costat pe Dumnezeu viața Fiului Său. Voi ați fost răscumpărați cu preț. Și fiindcă ceea ce l-a costat pe scump pe Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. Înainte de toate, este har fiindcă Dumnezeu n-a considerat viața Fiului Său un preț prea mare pentru viața noastră, ci l-a dat pentru noi. Harul costisitor este întruparea lui Dumnezeu. Harul costisitor este har ca odor sfânt al lui Dumnezeu, care trebuie păzit de lume și care nu trebuie aruncat câinilor. Este cuvântul viu, cuvântul lui Dumnezeu pe care postește El însuși după bună în plăcere. Ne este în întâmpinare ca o chemare mărinoasă la ucenicia în școala lui Iisus. Vine sub forma unui cuvânt de iertare pentru Duhul slobit și pentru inima mărită. Este costisitor pentru că zilește pe om să ia jurul uceniciei urmându pe Iisus Hristos. Este har pentru că Iisus spune jurul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Mulțumim, Ligia. Așadar, profesor Klein, câteva diferențe dintre cele două tipuri de har despre care am auzit citit. Pentru că la început, să-i fericit. Pe invitor, pe Dumnezeu am avansat, pe Dabătătoarea. Am cunoscut-o, să ne cunoaștem foarte bine cu Dabătătoarea. Dar așa este foarte, foarte fericit. Și este o românească bună. Nu se mai simte din pașul germană.
Eu zic că este o astfel. Să-ți aduci un text foarte bine gândit de înțelește pentru un text românesc. Am reușit. Perfect. Extrem. Aceasta și pentru că e pentecostal. Între anul 30. N-am știut acest lucru până am citit jurnalul tatălui meu, care este cu 4 ani mai tânăr și a studiat și el teologia, e același limbaj. Nu aceleași idei, în alte. Același limbaj, același timp și același fel de abordare. Asta trebuie să vă explic și trebuie să vă spun câteva lucruri în principiu. În 1918, Germania a pierdut războiul. Și darea de seamă sau apelul pentru război a fost scris de Marele Arnold. Care a fost... Adică teologul Arnold a chemat poporul german la război, la primul război mondial. După ce a fost pierdut Germania, era foarte clar, teologia s-a prăpădit. Și de aceea, ulterior, începând cu anul 1919 până în anul 1930, cam oamenii jurului Carvat, Burman și Fine Brună, ca să sunt cei mai mari, au vorbit de teologia de criză, între timpul, adică nu mai avem timp. Vine în sfârșitul lumii sau în orice caz, noi suntem într-o fază fără timp. Între timpul, da. Noi trebuie să lăsăm tot ce a căzut. Și ce a căzut? A căzut legătura între viața de toate zilele și biserica. Putem să spunem și a căzut legătura între tron și altar, așa se spunea, dar legătura între viața de toate zilele în care s-a crezut că putem să transformăm prin stat lumea încât împărăția cerurilor să vină într-adevăr pe cer. Asta a crezut, se știa, asta nu se mai poate, pentru că războiul a calitat că s-a prea prăbușit această situație. Și astfel, acești teologi, care sunt de seama bunicului meu, ca să spunem, generație, au propăvuit sau au proclamat o teologie nouă, cum a spus, în care totul trebuie început din nou. Noi tragem acum câteva paravane și începem cu zidirea fundațiilor. Și în acest stil, Bonhoeffer a studiat. Și a știut că acum trebuie să creeze el și mai mult ce au început ceilalți. El nu are limbajul lui. Este un limbaj aparte, un limbaj creat în anii 25 până în 37 sau așa ceva, în care s-a crezut că nu Dumnezeu creatorul lumii, ci Hristos este baza noastră. Pentru că creatorul lumii a permis și războiul. Eu trebuie să vă explic ce s-a gândit atunci. Dar noi ne orientăm numai spre Hristos și prin mântuire noastră. Și de aceea nu mai ține să spunem dacă vii la biserică, dacă te comporți cumva, dacă crezi că crezul tău ajunge, atunci, într-adevăr, ești bun și ești neprihănit sau justificat sau îndreptățit sau cum vreți. Adică ești omul nostru, omul bisericii și omul statului, asta s-a dus. Noi acum trebuie să începem altceva. Și pe baza aceasta, Bonhoeffer a dărit ideea. O să revin imediat, dar mai trebuie să spun ceva. Că nu e pentru că domnul coleg Consac a spus că Bonhoeffer a fost considerat ca un om secular. Ce înseamnă asta? Și asta vreau să vă spun pentru că este foarte important pentru înțelegerea acestei generații de teologi. În anul 1930, un anume Rosenberg, nu mai știu cum îl zice cu prenumele, a scris cartea Mitul secolului 20. Și asta era carte de propaganda lui Hitler. Ulterior s-a schimbat, adică acești prieteni sau așa ceva s-au destrămat, prietenii s-au destrămat puțin, dar asta este baza ideologică a lui Hitler. Mențineți, Mitul 20, secolul 20. Și toate fenomenele religioase au fost transformate în ideologii naziste. Înțelegeți ce vreau să spun? Toate terminologiile bisericești au fost
transpuse în ideologia nazistă. Și de aceea Bultmann a scris despre demitologizare, pentru că totul era mitologizat de naziști. Nu cred că vor prezent la seama, că suntem în alte timpuri. Dar el nu a putut să spună acest lucru, că dacă spunea, era și el imediat sub cheie. El a articulat în alt fel. Și Bonhoeffer a spus că nu avem voie să mai vorbim în termeni religioși despre religia noastră, noi trebuie să vorbim nereligios. Pentru că tot vocabularul nostru este consumat de naziști. Înțelegeți ce vreau să spun? Eu nu cred că putem. Pentru că tot ce era mai bun și mai, cum să spun, mai legat de oameni, ca prietenii sau așa ceva, au fost transformate într-o ideologie extrem funcțională. Adică toți tineri care au fost atunci și s-au adunat cu cântece și alte, au fost adunați în haita lui Hitler, cântând aceleași cântece și ultimele au fost transformate în oameni din de carta lui. Noi nu putem să ne ținem așa ceva. Am singura, acum am mai scuzat că fac puțină politică, singurul lucru care am avut idee că acum se întâmplă așa ceva, era în cazul în care domnul Băsescu i-a suspendat. Populația cu ochi strălucind, vorbind, el se iată în România. Atunci am văzut aceleași ochi care l-am văzut și la mama spunea soară. Strălucind, acum se întâmplă. Marea reformă sau așa ceva. Eu nu vorbesc de ceea ce s-a făcut atunci, ci ce era în popor. Și poporul mi-a dus aminte entuziasmul care s-a formulat în favoarea lui acum șef a statului. Era un entuziasm de acest fel și eu m-am gândit atunci, dacă nu avem Uniunea Europeană care ne ține, ne transformăm în dictatură, pentru că cunoșteam mecanismele din lucrurile. Acum cred că ați înțeles. Adică dacă Bonhoeffer renunță la vot într-un timp anumit la limbaj religios și spune, noi trebuie să explicăm oamenilor fără limbaj religios ceea ce se întâmplă, nu a vrut să deviteze biserica, ci să pună pe acel făgaș care nu este încă ideologizat de ideologia nazistă. Și pe asta nu putem să explicăm, și pe mult nu putem să explicăm, dacă nu ținem cont de acest lucru, pentru că de ideologizare pentru mine este imposibilă. Dar atunci avea un caracter frontal, ceea ce noi nu mai putem să zicem. După ce am spus acum, cred că înțelegeți la mine. Harul ieftin este că eu accept dacă un om ridică mâna sau spune da la confesiunea de pocăință, eu gata, ești bun. Și nu mai dau seama la ce ai făcut. Nu mai vorbesc cu el, nu mai vorbesc de păcatul lui, ci accept pe păcătos și pe păcat. Ești al nostru. Dacă vreți, ai intrat în PSD sau nu știu pe ce, și ești al nostru, ești bun. Asta este un har cam asemănător de ieftin. Dar spune că spune, așa nu mai merge. Noi trebuie cu toată inima, trebuie să credem și atunci a fost pentru justificat. Asta e din bațul meu, am zis că dacă nu face ceva. Dar dacă ne ținem de Hristos, drumul lui Hristos este pe poartea. Nu este drumul tuturor care iau fiecare face ce vrea și lumea face ce vrea, că și el și toată lumea e creștină. Și noi ne spunem respectarea păcatelor, din săptămână în săptămână sau din an în an, nu contează. Asta este harul ieftin. Harul scump este să ne dăm seama, cum a spus și foarte frumos, că suntem scumpi, prin Iisus Hristos și El ne călăuzește. De aceea nu știm niciodată cum o să fie voi lumii. Harul Sfântul Duh Hristos ne îndrumă în fiecare zi, exact la fel ca lui Bultmann, în fiecare zi ne îndrumă spre calea lui în care noi decidem în fața lui contribuțiunea ce o să facem. Pentru că și acum eu ce o să vină, dar o să revin, pentru că noi nu putem să scăpăm în lumea noastră asta care este de păcat. Dar trebuie să ne dăm seama că este de păcat. Noi trebuie, acum iar spun altceva, ca cum a spus Augustin, noi trebuie să facem păcatul păcat și să spunem că este păcat. Și după ce omul ați apocăit într-adevăr, noi putem să spunem și noi te acceptăm ca un păcătos care ești acceptat, pentru că înțelegi și înseamnă și binecuvântare. Dar acela care elimină păcatele și nu mai vorbește de păcat, totul este common sense, adică
Ce fac toți, mai facem și noi. Hai că ne mai descurcăm, că lumea oricum e încălcată. Și la nu trăiește ca și trăiește. Spun și trăiește ca și trăiește. Cred că deocamdată ajunge am trecut. Cred că vreau să urmarea lui Hristos înseamnă, într-adevăr, cu toate răspunderea, să mergi pe calea care Hristos ți-o indică în fiecare moment. Asta înseamnă să trăiești foarte, foarte convins de Evanghelie în credință și foarte pătrund de credință până în ultimele faze ale corpului. Desigur, asta este o teologie de elită. Și asta mai trebuie să spun, de elită. Pentru că omul de rând să ia după ceilalți. Dar Bonhoeffer a văzut numai de a face cu oameni de elită, toată viața lui. Și asta ne deosebește puțin. Și de aceea trebuie să vedeți și ce mai clasă. El vine din elită, a vorbit cu elită și la Washington și unde s-a văzut numai cu oameni de elită, a vorbit. Și asta înseamnă un singur. Deci nu se putea altfel. Că toate legăturile interumane au fost compromise de el. Toate. Dar omul de rând ce putea să facă? Mai termin cu o singură frază. Bonhoeffer a știut că lumea este păcătoasă și structuri ale statului și ale bisericii care sunt păcătoase, din care nu ieși. De aceea, păcătosul poate fi din ocupătanța sau justificată, nu păcătoasă. Trebuie spus foarte clar, asta e păcat. Vă mulțumim, domnule profesor, că a dorit să menționez faptul că dacă ceilalți invitați doresc să aducă, eu știu, întrebări, completări sau să ridice anumite chestiuni spre discuție, pe lângă invitatul căruia eu îi adresez întrebarea, am libertate oricând să o facă. De aceea aș dori să completez un pic întrebarea asta, să cerem lămuriri tuturor invitațiilor noștri. Domnilor profesori, aș dori să insistăm un pic asupra acestei polarități, să zicem, dintre harul costisitor și pericolul mântuirii prin fapte. În ce constă acest... Putem trasa o frontieră, o face o delimitare între harul costisitor, care dacă este costisitor înseamnă că l-a costat într-adevăr pe Dumnezeu, dar ne costă și pe noi, și mântuirea prin fapte, unde se face această delimitare? Până unde pot merge astfel încât să fiu sigur că sunt în harul costisitor al lui Dumnezeu, dar că nu am pretenția că mă mântuiesc prin faptele mele? Cam cum am putea face diferența între vă rugăm dacă aveți câteva specificații, vă rugăm, domnule profesor. Acum, tip în practică. Dacă eu am încercat cu soția, degeaba e aductor. Nu trebuie să vorbesc. Dacă am vorbit cu ea și ea m-a înțeles că îmi pare rău sau așa ceva, adică nu numai semnul, și am spus și cuvântul, atunci ar veni. Încercarea de a se apropia de Dumnezeu fără a ști de păcarea că suntem răscumpărați este o fel de justificare prin toate care nu merge, care nu funcționează, pentru că nu funcționează atunci. Mă zoați un domnul profesor, ca să folosim metafora aceasta sau de acum devine o alegorie. Dacă i-ați fi adus numai flori, încercați să fiți mântuiți în ochii dumneaei, numai prin fapte, asta înseamnă mântuire prin fapte, îi aduc numai flori, nu contează ce spun, ce fac sau ce am făcut, dacă am adus floarea... Dacă îi aduc numai flori, contactul nu funcționează, ea mă aruncă. Băi, tu nu poți să vorbești! Da. Am o soție foarte bună, nu e problema asta. Da. Totuși se poate întâmpla. Eu nu pot să vin cu un dar oricare, dacă sunt în dezbinare. Trebuie să vorbesc între
Și dacă am vorbit atunci ulterior, pot să vin și cu flori. Și e bine dacă vin cu flori. Și, adică faptele trebuie să urmeze imediat. Și atunci contați pe bunătatea dumneavoastră, nu pe florile dumneavoastră, sau cum? De ce contați cel mai mult? Pe antene. Pe antene. Antene. Da. Vorbesc, aude... Dacă se poate, dacă vorbim particular în comunitate, este și preotul sau un frate sau o soră cu care pot să-mi spun, uite, am greșit. Te rog să-mi ierți sau să-mi spui în numele Lui Dumnezeu că sunt iertat și asta trebuie să spun și la soție. Te rog să-mi ierți că am greșit într-adevăr. Și dacă nu spun acest cuvânt, te rog să-mi ierți. Sau îmi pare rău că ne-am certat. Ai impresia că ambii sunt la fel. Adică, hai să facem pace. E bine. Nu este vulgar. Adică limbajul se găsește, nu e problema. Dar trebuie vorbit. Și cuvântul acesta, eu zic și pe el a stat la bază și a fost o bază. Comunicația între oameni este pe undeva paralelă cu comunicația lui Dumnezeu. Altfel, noi nu putem să concepem. Noi nu știm cum funcționează o comunicare între o furnică și Dumnezeu. Nu știm. Dar funcționează. Sau elefant. Dar noi, ca oameni, avem cuvinte, putem să ne cerem iertare, putem să spunem că într-adevăr l-am păcătuit și știm cum se poate reacționa din partea cealaltă, pentru că eu, cum este o fratele, este doar, dacă într-adevăr mă păcătuiesc să-mi spună, într-adevăr, te-am înțeles, poți să fii acceptat. Dar fără cuvinte nu mai niște prin credință care stimulează sau reface contactul și multe ori neapărat trebuie toate. Că după ce m-am certat, dacă permite, trebuie să iau și aspiratorul. Foarte important, pentru undeva lăsează delimitarea dintre harul care costă și mântuirea prin fapte. Punctul care a fost atins este legat de relație. Relația vine înaintea faptelor. Comportamentul se schimbă după ce facem contact cu relația. Iar referindu-ne la relația noastră cu Dumnezeu, la mântuire, înaintea faptelor care derivă din mântuire, vine relația cu Iisus, ca urmare a credinței în El. Iar această mântuire în credință cu Iisus, care a murit cu noi, ne impresionează și ne determină la comportament, la schimbare. Ceea ce determină părăsirea este tocmai această mântuire a relației. Asta ar fi mea. Altfel, trăstând metafora, aducem flori lângă flori, fără ca să ne uităm unul la altul și să comunicăm o relație. Și asta ar fi mântuirea prin fapte. Poți să pui acolo într-o poate, o puțină, dar el nu contează pentru că n-a fost stabilită relație. Și relația se stabilește doar prin credință. Tocmai acest aspect îl sublinează în apofă. Faptul că harul lui Dumnezeu este tratat superficial, ușurat, e doar afirmat, dar nu este concretizat. Și concretizarea este în ucenicie. Aici a fost noutatea pentru toată teologia protestantă și a șocat. Pentru că a mutat centrul de greutate de la afirmații teologice la ucenicie. Asta s-a pierdut în timp. Să faci teologie de dragul teologiei. Teologia trebuie să se regăsească în ucenicie. În practică, orice religie se regăsește în moral. Aici este testul final, nu doar afirmație. De aceea, el are foarte mare grijă, citindu-i proaspăt cartea, mi-am dat seama că mereu are grijă, aproape e obsedat de a nu lăsa cumva să dispară paradoxul. Mereu folosește ca metodă de prezentare.
cuvântare paradoxul. Adică pune două adevăruri în contrast evident, ca să te șocheze, să înțelegi că aici nu este o chestiune de opțiune, ci este ceva radical. Hristos te cheamă la ceva radical. Și radicalul pentru Bonhoeffer înseamnă să alegi calea uceniciei, înseamnă jertfă, suferință. Când îți merge bine și nu se întâmplă nimic cu tine, când nu șochezi, când nu ești persecutat, când așa este dolce faniente, ești liniștit, nu ești bine. De aceea, mereu trebuie să-ți verifici spiritualitatea sau calea prin aceste paradoxuri. Să mori ca să învii. Să renunți, să te lepezi de tine ca să te câștigi pe tine. Să nu vezi și totul să crezi. Acestea constituie, spunea el, esența învățăturii lui Hristos. Dacă asta o pierde, am pierdut esența creștinismului. Facem cu totul altfel. Vă mulțumim. Ceea ce trebuie să învățăm astăzi pe nume sau mai mult decât la bolnicul este că fratele sau sora în Hristos este o doamnă de control. El n-a putut să spună atât pentru că Hitler a consumat tot conform. Și toate legăturile erau ideologizate. Dar noi astăzi trăim în alte mediu, noi suntem tentați prin sistemul individualist. Pentru acest lucru, Domnul poate fi solicitat sau citat. Dar noi trebuie să ne dăm seama că doar în comunitate, alături de toate care ne controlează și care spune, mai dacă mai ai făcut bine, asta de adevăr este păcat pe putem să urmăm. Eu cred că trebuie să depășim, am avut și al doilea lucru. Adică, nu numai primul fost. Mulțumim, domnul Gonțac, că mai întrebat. Da, ceva observație la ceea ce a spus domnul profesor Klein, iar de dracu Bonhoeffer vine dintr-o familie burgheză, că s-a îndreptit între elite, dar între cursanții săi de la Finkenwalden, mulți dintre ei au fost totuși oameni obișnuiți ca noi. Berge, pentru mine este o revelație, în sensul că este un om de la țară, care n-a studiat teologie și care a fost tratat de Bonhoeffer ca un egal și Bonhoeffer însuși se confrontă. Lui anumite frământări ale lui. Deci l-a tratat ca pe un egal și l-a ridicat prin asta la egal. Rezultatul a fost la fel. Ideologia asta a ridicat pe tot. Vă mulțumim. Propun să abordăm o altă temă interesantă care este abordată pe larg în lucrarea lui Bonhoeffer. Este vorba despre suferința ca necesitatea uceniciei creștine. I-aș adresa această întrebare în mod special domnului profesor Bartoș. Domnule profesor, Bonhoeffer folosește chiar expresia aceasta, suferința ca necesitate divină. La un moment dat spune că ucenicul, prin angajarea lui în ucenicie, se plasează sub crucea lui Hristos, cruce care înseamnă suferință, moarte. Deci, pentru Bonhoeffer, suferința este inevitabilă în ucenicie. Acum, noi știm foarte bine cultura societății în care trăim, ne învață că suferința este acea realitate de care trebuie să fugim cu absolut orice mijloc și ocazie pe care o avem. Absolut totul, de la cărțile care se scriu la reclamele, TV, ne învață cum să fugim, medicamente miraculoase prin care să scăpăm de durere, de suferință, și așa mai departe. În gândirea lui Bonhoeffer, suferința este un mare câștig. Este inevitabilă și este și un câștig pentru ucenicie. Aș putea să comentați în câteva cuvinte această idee a lui Bonhoeffer și felul în care vorbește el despre crucea lui Hristos. De fiu, de la un moment dat vorbim despre cruce, el spune crucea nu constă în absolut orice suferință a creștinului. Noi obișnuim să spunem în bisericile noastre neoprotestante, cel puțin
că absolut orice durere pe care o purtăm în viața aceasta face parte din cruce, nu deznădăjdui, frate, asta e crucea, poartă-ți crucea până la sfârșit, te doare măseaua, nu e nicio problemă, e crucea ta, o porți până la sfârșit și la sfârșit în Împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi puroi, ceva de genul ăsta, dacă ne purtăm crucea până la sfârșit. Bonhoeffer spune, nu este asta cruce. Cruce înseamnă neapărat suferință cauzată de ucenicie. Cum comentați această perspectivă? El face diferența între suferința întâmplătoare și suferința necesară. Suferința întâmplătoare este suferința naturală, toate soiurile. Ori ucenicului Hristos trebuie să se aștepte aproape să caute suferința necesară, care te definește ca și ucenic. Asta înseamnă să te aștepți așa cum a fost în cazul lui Hristos și modelul întotdeauna pentru Bonhoeffer este Hristos, este extrem de cristocentric în tot ce a fost. Asta înseamnă tăgăduire. Așa cum Hristos a fost tăgăduit, așa și tu trebuie să te aștepți să fii tăgăduit. Înseamnă respingere. La un moment dat, el vorbește despre forma lui Hristos pe pământ, care este forma morții. Și un ucenic este unul care acceptă chipul lui Hristos, forma lui Hristos, să se imprime în el sub forma morții. Și asta începe cu renunțare, lepădare de sine și progresiv te duce la părtășie, la identificare cu comunitatea credincioșilor. Pentru mine a fost într-adevăr șocant la rândul meu să-l văd pe Bonhoeffer vorbind despre suferință în timp de pace. Că încă nu era război. În 1937 el atenționează biserica din Germania probabil în spirit profetic că vor veni vremuri grele și pregătește biserica. Aici este valoarea chemării profetice a lui Bonhoeffer să vezi dinainte vremurile, să le anticipezi prin puterea Domnului Dumnezeu și asistența. El a pregătit biserica pentru ce urma să vină și a fost vremuri de suferință proximă. Aproape, când îl citești, e aproape actual. Dar, din nou, revin la paradox. Suferința trebuie căutată. Este marca uceniciei. Este necesară. Este o chemare la identificare cu jertfa lui Hristos, cu patimile lui Hristos. Când suferi ca și creștin din pricina lui Hristos, este ca și cum ai completa suferințelor lui Hristos. El la un moment dat vorbește chiar despre rămășiței, îi spune altfel, rest, un rest, spune el. Există un rest. Acolo se întâmplă. Dar este un rest al suferințelor. Și tu participi în acest rest, în ce anume a lăsat Hristos pentru tine. Da, ca să completez planul lui Dumnezeu, suferința lui Hristos. Nu e surprinzător că s-a dus spre martiraj, spre moarte demn. Bonhoeffer, oricine a scris despre el în perioada respectivă, din scrisorile lui deducem că a acceptat finalul cu mare demnitate și nu avea 40 de ani. Da? Țineți, era în anii 30, a fost un om special. Dar această identificare cu Hristos mi se pare că rezolvă toate
absolut totul se trece prin cristologie. Și nu numai, Rofe nu vorbește doar despre o suferință personală, el vorbește despre suferință comunitară. De aceea s-a întors din Statele Unite, putea să rămână acolo când a fost semnele războiului în Germania. El s-a întors pentru ca să fie cu poporul lui. Abia are și un citat scriarul teologului Nigru despre aceasta. Nu spunem că a căutat-o cu lumânarea, așa cum avem în expresia. Era vorba despre un spirit nobil care deriva din Hristos. Așa cum Hristos s-a dus spre moarte conștient, așa și el a revenit în Germania, a făcut anumite acțiuni, a fost în stare să riște totul, pentru că el, într-adevăr, credea în această identificare cu suferințele lui Hristos și a trupului lui Hristos, care este biserica. Pentru că el nu era nicio deosebire. De aceea este Bonhoeffer trecut în rândul martirilor secolului 20. Pentru că a făcut-o pentru biserica. Dacă vreți să adăugați cu siguranță aici... Până la alte completări, dacă sunteți de acord să o mai ascultăm pe Ligia, citindu-l în câteva pasaje semnificative despre suferința la acolo pe Ligia Pernă. De aceea a fost nevoie ca Iisus să ne arate acum ucenicilor clar și fără echivoc că și ei trebuie să suferă. După cum Hristos este Hristosul care suferă și este tăgăduit, tot așa și ucenicul este ucenic dacă suferă și este tăgăduit, dacă este răstignit împreună cu Iisus. Ucenicia ca atașare de persoana lui Iisus Hristos îl așează pe ucenic sub legea lui Hristos, adică sub cruce. Mulțumim, Ligia. Cruce ăsta e singurul pasaj. Mai sunt pasaje? Să mai uităm și pe ceva. Crucea nu înseamnă necaz și soarta nevoioasă, ci suferința care se naște din atașarea noastră exclusivă de Iisus Hristos. Nu înseamnă suferința întâmplătoare, ci suferința necesară. Nu este suferința asociată cu experiența naturală, ci suferința asociată cu statutul de creștin. Crucea nu înseamnă suferința în sine, ci suferință și respingere. Iar aceasta se sustrit al termenului. Respingere din pricina lui Hristos, nu din pricina vreunei alte purtări sau mărturisiri. Acel creștinism care n-a mai luat în serios ucenicia, care a făcut din Evanghelie o mărturie ieftină a credinței, și care, de altfel, n-a mai făcut distinție între existența naturală și cea creștină, a ajuns să înțeleagă prin cruce necazul de zi cu zi, nevoia și teama specifice vieții noastre naturale. S-a pierdut astfel din vedere faptul următor. Crucea înseamnă totodată a fi tăgăduit. Crucea include o cară a suferinței. Caracteristica esențială a suferințelor crucii, a fi scomit, disprețuit și folosit de oameni, ca în lamentația necruată a psalmistului, nu mai poate fi înțeleasă de un creștinism care nu știe să facă deosebirea între existența de cetățean obișnuit și existența creștină. Crucea înseamnă suferința împreună cu Hristos, a îndura suferințele lui. Numai acea legătură cu Hristos, care se realizează prin ucenicie, stă cu adevărat sub cruce. Mulțumim. Domnule profesor Klein, vreau să faceți o precizare. Mare de o responsabilitate extraordinară. Da, vreau să vă mai citesc despre suferințele. Mereu revine la ideea morții. Nu știm de ce. Presimțea ceva. De pildă, la pagina 86, continuarea acelui paragraf, la un moment dat, spune: cine pășește pe drumul ucenicii, se supune morții lui Iisus. Își dă viața lui morții. La pagina 279, forma lui Hristos pe pământ este forma morții celui răstignit.
chipul lui Dumnezeu este imaginea lui Iisus Hristos pe cruce. Aceasta este imaginea pe tiparul căreia trebuie remodelată viața ucenicilor. Este o viață trăită în asemănarea cu moartea lui Hristos. Prin botez, Hristos întipărește viața celor ce sunt al Lui forma morții sale. Și apoi vorbește despre martiraj. Despomenește ideea martirajului ca un har. Nu toți sunt chemați, nu toți ar putea să ducă martirajul. Este suferința supremă pentru un ucenic. Domnul profesor, vorbește atât de convingător Bonhoeffer despre necesitatea suferinței și despre legătura aceasta organică dintre ucenicie și suferință, încât într-adevăr îți vine să o cauți cu lumânarea. Adică îți dai seama că nu poți fi un ucenic fără suferință. Acum, întrebarea mea este următoare, la modul concret, practic. În condițiile în care nu mai trăim sub acea amenințare a nazismului, persecuție oficială și așa mai departe, nu mai am trecut de mult și de anii comunismului, sau cel puțin așa sperăm, dar cel puțin din punctul de vedere al libertății religioase, nu mai confruntăm nici noi cu problemele pe care le aveam înainte de Revoluție. Cum arată totuși în contemporaneitate suferința inevitabilă a ucenicii? Pentru, dacă doresc, pentru creștinul român din secolul 21. Dacă ea nu este suferința atașată existenței naturale, Bonhoeffer spune clar, nu este suferința atașată existenței naturale, atunci în ce constă crucea noastră? Care este suferința inevitabilă? Permiteți, aș vrea să fac un mic comentariu legat de textul lui Bonhoeffer, de raportul între suferința naturală și cea care derivă din ucenicie. Cred că se poate face o legătură între suferința naturală și ucenicie. Suferință pentru Hristos este și când îți asumi condiția așa cum ea este, de dragul lui Hristos, executarea crucii, necazul de zi cu zi, lipsul, probleme cotidiene, să le iei cu mulțumire, să ți le asumi ca pe școală lui Hristos pentru tine. Să te școală în care se formează caracterul, școală în care te dai după predica de pe mâine. Asta este. Sigur că într-o vreme de persecuție este mult mai ușor să identifici ce înseamnă să suferi de dragul lui Hristos, din cauza lui Hristos. În vreme de libertate, a urmat Hristos, a urmat predica de pe munte, a forma caracterul după caracterul său, înseamnă cruce. De asemenea, a urmat condiția naturală. De exemplu, cineva are o boală și oamenii care nu cred în Hristos au boală. Dar dacă mi-asum boala, am rugat lui Dumnezeu pentru vindecare, am mers la medic pentru vindecare și vindecarea n-a venit. Și acest nu al lui Dumnezeu pentru vindecarea mea, îl iau pe cruce. Primesc mulțumire de la Dumnezeu această condiție, mă așez sub voia lui suverană și nu cârtesc. Asta este crucea. Aici cred eu că a scăpat ceva de bun loc. Să luăm un alt exemplu. Da, rugăm Domnul. Lumea noastră de competiție. Să renunți la competiție. Și să urmezi pe unul Iisus așa cum scrie Matei 10. Nu putut trebuie să domnești și să fii slugă. Înseamnă să fii călcat. Și atunci să-ți spună cineva, asta e ce, de fapt, cauza lui Iisus este un lucru foarte mare. Eu cred că aici putem să ne regăsim și cu toată lumea. Eu aș mai continua spunând că în context contemporan, prin cruce, putem să înțelegem toate acele circunstanțe în care supunem interesul nostru imediat, confortul personal, binelui celorlalți. Atunci când devenim servitori pentru ceilalți. În acele situații în care renunțăm la a fi pe placul nostru și a ne da viața pentru ceilalți.
Și aici mă refer la ce a spus Domnul Iisus, că nu e mai mare iubire decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. A-ți da viața pentru prieteni, nu înțeleg că înseamnă a muri pentru prieteni, ci înseamnă a trăi pentru prieteni. Și cu colegii din anul 3, cu discuție pe tema asta, cred că și cei din anul 2 au prins ideea. Ori de câte ori alegi să trăiești pentru cineva, de fapt îți dai viața pentru el. Viața noastră este făcută din secunde, din minute, din ceasuri, din zile, așa mai departe. Și dacă cineva mi-a luat o jumătate de oră, i-am dat o jumătate de oră, mi-am dat viața pentru el. Unul dintre studenții noștri, sunitică, îmi spunea, frate meu, vrei că rog să-mi dai viața ta pentru o jumătate de ceas. Îmi cerea o discuție, spun să nu, vedem când planifică. Mulțumim, aș cum aș fi referit la o altă situație în practică. De exemplu, dificultățile financiare sunt un tip de suferință încă frecvent întâlnită în rândul românilor, a ucenicilor români. În cazul în care, să zicem, în contextul unor probleme financiare, oricât de grea ar fi suferința, refuz să mă compromit financiar pentru că sunt ucenicul lui Hristos. Este aceasta, conform lui Bonhoeffer, sau că intră asta, acest tip de suferință în categoria cruce sau nu intră. Putem vorbi aici despre purtarea crucii, chiar dacă nu este practic lipsurile mele financiare, nu se datorează ucenicii. Dar eu le duc așa cum le duc, fără a mă compromite, fără a prejudice interesele altora, pentru că sunt ucenic. Se poate observa că la Bonhoeffer crucea este dusă de ucenic. A fi ucenic înseamnă a duce crucea. A duce crucea înseamnă a fi ucenic. Urmându-L pe Iisus, pe care ucenicii au urmat implică purtarea crucii. Ceea ce spuneați, păstrarea integrității financiare este o calitate a ucenicului, automat implică și crucea. Vă mulțumesc. Propun să abordăm o a treia temă fascinantă și extraordinară în cartea, din cartea din care lui Bonhoeffer, pentru că el așa o numește, extraordinarul. Extraordinarul este extraordinar, pentru că așa o numește și el. Este vorba de extraordinarul, acel Tom Perisson în greacă, extraordinarul uceniciei creștine. Da. Bonhoeffer se referă la acel pasaj din Predica de pe munte. Dacă iubiți și îmbrățișați cu dragoste doar pe prieteni și pe apropiați, ce lucru neobișnuit faceți, nu fac și bani și păcătoși la fel, asta înseamnă că creștinul ar trebui să facă ceva neobișnuit, ceva ieșit din comun. Și aici m-aș adresa domnului profesor Prie. Domnule profesor, revin iarăși la condițiile în care noi trăim, de libertate religioasă. Cam care ar fi manifestările acelui Tom Perisson, acelui extraordinar, în ucenicia creștină contemporană? Pe vremea lui Bonhoeffer, poate, sau un pic mai târziu după scrierea acestei cărți, extraordinarul se manifesta poate prin iubirea nazistului sau iubirea turnătorului, a denunțătorului și așa mai departe. În ce constă, la modul practic, extraordinarul uceniciei creștine pentru ucenicul contemporan al lui Hristos? Paragraful din cartea lui Bonhoeffer pe această temă este efectiv emoționant. Haideți să vă ascultăm, dacă îmi permiteți, că iar și eu cred că problema de memorie. Vă rog să mă scuzați, că Ligia, te rog, ajută-ne cu lectura. Prin ce se deosebește creștinul de pământ? Ce înseamnă să fii creștin? Aici apare cuvântul pe care este construit în trei capitole și prin care se rezumă toate cele spuse mai înainte. A fi creștin înseamnă a fi deosebit, ieșit din comun, neobișnuit. A nu fi de la sine înțeles. Este acel ceva prin care dreptatea mai bună o întrece pe cea a fariseilor, o depășește. Prisosește, trece dincolo de ea. Obișnuitul
este accentul autor pentru creștini și pogromi. Creștinismul începe cu Ferguson. Și abia din acest moment obișnuitul este așezat în linia potrivită. Acolo unde lipsește acest ceva deosebit, ieșit din comun, lipsește și creștinismul. Ceea ce este creștin nu se poate naște din factor natural, ci din depășirea lor. Ferguson nu se amestecă niciodată cu două autori. Aceasta este marea eroare a unei etici protestante false. Iubirea de Hristos a fost redusă la iubirea de patrie, de prieteni sau profesie, iar dreptatea mai bună a fost redusă la justiția civilului. Iisus nu vorbește în acest lucru. A fi creștin atârnă de extraordinar. Creștinul nu se poate potrivi lumii, fiindcă trebuie să aibă întotdeauna vedere acel perison. Mulțumim, Ligia, domnul profesor Bine, v-a ascultat. Trebuie să observăm că la Bonhoeffer extraordinarul nu înseamnă deloc miracol. Fac această observație în contextul căutării după emblema creștinului. Ce înseamnă, de fapt, să fii creștin? Ce scrie pe plasul creștin? Există tendință destul de evidentă special în mișcarea carismatică, poate și la anumite nuanțe pentecostale, scripturile pentecostale, căutarea după miracol. Acolo unde este miracolul, acolo este Iisus. Acolo unde este minunea, acolo este Iisus. Surprinzător și edificator și grăitor în același timp este că Bonhoeffer observă din predica de pe munte de ceea ce reprezintă elementul distinctiv al creștinului este acest extraordinar, acest neobișnuit care te scoate din cotidian natural și te face un urmaș al lui Iisus. Extraordinar înseamnă, de fapt, conformare după credința lui Iisus. Și acest paragraf, cred că nu are limite nici generaționale, nici istorice, nici culturale. La fel sună în orice generație. A trăit după predica de pe munte. A subi dușman. Și Bonhoeffer se referă la dușmanul național, la dușmanul politic, la dușmanul religios, la dușmanul personal, cel din vecinătate. Asta nu mai are graniță. Acest aspect al iubirii dușmanului trece dincolo de orice graniță de natură culturală sau istorică. În urmare, vom spune că atât în contemporaneitate, cât și în vremea lui Bonhoeffer, acest pasaj despre extraordinar, ca și trăsătura creștinului, este relevant. Aș accentua, poate, două elemente care ne vin mai la îndemână. Trăirea în comunitate, ieșirea din cercul individualismului și trăirea pentru ceilalți. Punerea la îndemâna celorlalți, ca și reflexia de predice de pe munte. Avem pasajele despre iubire, semenului, despre suferirea răului, predica de pe munte, fericirile, lumina, sarea, așa mai departe, toate acele pasaje. Deci trăirea pentru celălalt, ieșirea din comunitate, din cercul individual și trăirea pentru cei din jur. Asta ar fi o componentă. Și mai există o componentă. Cea legată de cruce și de identitate, integritate. Aici, legat de aspectul crucii, eu aș vrea să revin un pic. Și Bonhoeffer care să se legă între extraordinar și cruce. Atunci, cruce înseamnă a trăi acel extraordinar, fi altfel. Care e obișnuitul îl aplica Bonhoeffer special în cazul dușmanilor. Modul în care gândea Bonhoeffer raportarea la vrăjmaș seamănă extrem de mult cu modul în care înțelegea Richard Wurmbrand această raportare. Wurmbrand insista pe iubirea vrăjmașului necondiționată.
țară după 90, Wurmbrand se duce, vizitează, pune niște flori la mământul soților Ceaușescu, caută torționarii și iartă. Bonhoeffer probabil că ar fi făcut la fel. Vorbea despre un iubire care copleșește dușmanul. Vă dau un citat. Sau aveați pregătit deja, nu aveți. Dragostea nu trebuie să se întrebe dacă va fi răsplătită. Dimpotrivă, trebuie să caute pe cel care are nevoie de ea. Și cine are o mai mare nevoie de iubire decât acela care trăiește în ură, fără pic de dragoste? Cine este mai vrednic de iubire decât dușmanul meu? Unde este iubirea slăvită mai măreț decât printre dușmanii ei? Din nou paradoxul. O gândire care șochează e neobișnuită. Îndrăznesc să inserez aici un moment din, din viața sau din patrimoniul evanghelicilor români. Cu mulți ani în urmă, era în anii 60, presupun, se călătorea cu trenul la anumite intersecții cu alte trenuri, trebuia un tren să aștepte în gară până vine celălalt. Era o zi foarte călduroasă, toropeală. Trenul s-a oprit așteptând, așteptându-l pe celălalt. Oamenii s-au dat jos din tren, au căutat apă, s-a găsit o pompă manuală și cel care povestea a făcut următoarea observație stând la geamul trenului. Că oamenii mergeau să bea apă din, de la această fântână și același om pompa apă necontenit pentru toți. Nimeni nu l-a schimbat. Mult timp. Beau, se duceau înapoi în tren. Același om pompa liniștit, necondiționat. În final a fost curios să vadă cine este persoana. S-a dus la el și l-a întrebat, cum te cheamă? Traian Doros. A șocat prin extraordinar, prin neobișnuit. Nu te aștepți la un creștin să iubească, să întoarcă brațul, să ia inițiative care să arate că ești altfel, într-adevăr. Asta e lecția pentru astăzi. Când ești obișnuit, când ești în rutină, ești ca și ceilalți. Dacă vrei să fii altfel, trebuie să iubești vrăjmașii. Că dacă îmbrățișezi numai cu dragoste pe cei ce te iubesc, așa fac și ceilalți. Voi ce lucru neobișnuit faceți? Exact citatul din Predica de pe Muntă din Matei, capitolul 5. Bonhoeffer încuraja această iubire a vrăjmașilor ca să-i cucerești, așa cum Wurmbrand o făcea, așa cum pentru noi astăzi așa sună de straniu. Acesta cred că a fost secretul lui Hristos. În, mereu expresia în postul uceniciei apare ascultare neîmpărțită și iubire neîmpărțită. O veți găsi mereu. În acestea se reduc, se reduc principiile extraordinarului creștin. Iubire neîmpărțită și ascultare neîmpărțită. Una e față de Hristos, una e față de semn. Asta e ucenicia. Vă mulțumim. Legat de, de iubirea aceasta a coapelui și de promovarea binelui celui de lângă noi, de a face ceva diferit, aș dori să discutăm, pentru că se leagă într-o coerență logică, ideea aceasta a lui Bonhoeffer despre misiunea ucenicului creștin în lupta pentru dreptate socială.
Citatele sunt tulburătoare, aș putea spune, de ce aș dori să le ascultăm și să-i dăm un pic de răgază Liciei. Îl invit pe studentul nostru, Beni, să, Beni Mocan, să lectureze acele pasaje de la paginile 236-237 legate de lupta creștinului, a ucenicului creștin pentru dreptate socială. Haideți să auzim cum abordează Don Pepper această temă, după care l-aș invita din nou pe domnul profesor Klein să comenteze această perspectivă a lui Don Pepper, care, în opinia mea, s-ar părea că mai târziu s-a schimbat un pic prin implicarea lui la fier și celălalt. Pavel scrie respectivul îndemn, nu fiindcă împlinirea vocației seculare este în sine împlinirea vieții creștine, ci fiindcă, renunțând la răzvrătire față de ordinea acestei lumi, un creștin arată limpede că nu așteaptă nimic de la lume și că toate așteptările lui sunt legate de Hristos și de împărăția sa. De aceea, robul să rămână rob. Lumea nu are nevoie de reformă, ci mai degrabă este bună de nimicire. De aceea, robul să rămână rob. Are o făgăduință mai bună. Nu este oare lumea judecată în destul și robul mângâiat în destul că Fiul lui Dumnezeu a luat chip de rob când a venit pe pământ? Creștinul chemat pe când era sclav nu este deja în chiar existența lui ca sclav în lume suficient de departe de lumea pe care ar putea să o iubească și să o dorească sau de care ar putea fi îngrijorat? De aceea, sclavul să nu sufere ca un răzvrătit, ci ca membru al comunității și al trupului lui Hristos. Numai așa, lumea va fi bună din nici. Mulțumim, Beni. Domnul profesor Klein spune, afirmă Bonhoeffer, lumea nu are nevoie de reformă, ci mai degrabă este bună de nimicire. Eu aș aminti totuși aici preamul de reputat teolog protestant al lui N.T. Wright, care spunea, din potrivă, în cartea sa Surprised by Hope, netradusă în limba română, spunea, din potrivă, credinciosul care are o eschatologie biblică sănătoasă ar trebui să știe că, potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, osteneala sa nu este un zadar și de aceea ar trebui să se ostenească, să manifeste prezența împărăției lui Dumnezeu pe pământ prin dreptate socială, promovarea frumosului, a artei și așa mai departe. Dădea eu câteva exemple. Dar unul dintre exemple asupra căruia N.T. Wright insista foarte mult era această idee de dreptate socială în care spunea că biserica nu este suficient de profund implicată. Bonhoeffer spune, lumea nu are nevoie de reformă, ci mai degrabă este bună de nimicire. Prin lipsa lui de implicare, înțeleg eu, creștinul ar trebui, de fapt, să mărturisească că lumea este bună de nimicire și că, de fapt, el așteaptă o lume mai bună, aceea împărăție lui Dumnezeu. Această afirmație trebuie lăsată în contextul anilor, nu poate fi înțeles. Că, am zis, dar nu numai la fel, și teologia. A trăit atunci un sentiment că trecem de epoci și trebuie să facem ceva. Și în acest caz, Bonhoeffer este foarte conservativ. Foarte, foarte conservativ, având viziunea statului prusiac, care a făcut ordine în lumea asta, și nu ne trebuie mai să tot mișcăm, că nu, lumea oricum este stricată, noi trebuie să avem repere foarte clare și de aceea să nu tinzi să schimbi. Nici voi Hitler știe. Ei au vrut să schimbe asta, să s-a știut, sau chiar voi nu, dar nici noi nu trebuie să schimbăm, prea mult pentru că dacă dăm lumii după cel de-a primul de formă de an, o anumită constanță. Atunci am luat nefixat, pentru că nu trebuie să uităm că era criza mondială în 33, s-a dovedit social-democrația în anii 30, care au vrut și ea să facă cât de cât Republica Weimariană, un stat, să zicem așa, mai modern. Și eu spun, nu schimbare, ci dacă vreți, e conservativ, să rămână așa. Textul acesta, nu tot în timp 7, și eu l-am învățat așa. Provine din
în fața statului de Rusia, pentru că deja Luther a produs altfel. Avem acolo în 7 o problemă foarte gramaticală foarte mare, dar dacă chiar poți să schimbi, fă mai mult. Adică, tind spre libertate sau tind spre slujire. Nu este clar. Eu, cunoscându-l pe Apostol Pavel, am impresia, după faptul cum a procedat în Filimon, că, într-adevăr, dacă cineva poate să scape de sclavagism, să-l ajutăm. Și eu cred că asta este, pentru noi, e mai important astăzi. Dacă, într-adevăr, cineva poate să schimbe situația socială, să nu-l îndemnăm, să rămână jos și să slujească. Noi nu putem astăzi, în alte epocă, noi nu putem să spunem oamenilor care sunt negăjiți, voi trebuie să suportați, adică să facem instrumente ale opresiunii. Cred că nu înțelegeți. Și de aceea noi trebuie să astăzi să vedem altă parte, dar spui bine și oamenii vor s-a schimbat. Pentru că el a spus, dacă un șofer merge cu mașină și vezi că merge într-o față, tu trebuie să dai la o parte și să conduci tu mașina. Și el s-a luat, dacă vreți, s-a luat la luptă, nu e la iubire pentru eliminarea lui Hitler și s-a întrebat pe el exact ceea ce scrie în Matei 27, acela care va trage sabia, că sabia va muri. Eu nu spun că a făcut un rău. A plătit-o. Nu e problema. E martir, e în ordine. Dar noi trebuie să știm pentru o anumită fază acest cuvânt are valoare, dar nu în fiecare fază. De aceea, eu sunt unul care am intrat în politică, în Consiliul Municipal, ca să ajut oamenii să nu mai trebuiască să mintă, să fure și așa mai departe. Să facem cât se poate, cum să spunem, hotărât, care să îngrădească răul în așa fel încât omul poate să trăiască ceva mai bine. Și eu cred că asta este menirea, să-i ajutăm. Și dacă este cineva, să zicem, o femeie bătută, noi trebuie să mergem la soțul și să spun, nu e voie să ce faci. Adică nu să-i spun mai fiind. Fi blândă, înțelege-l, așa mai departe. Noi trebuie să facem ceva ca să schimbăm viața acelui om care este atunci. Și asta depășește puțin ceea ce spune Bonifer, dar este mai aproape de ceea ce vrea Apostolul Petru. Mai vreau să spun un lucru care este foarte, foarte important ca să înțelegem anii 30. În anii 30 s-a spus că iubirea adevărată este înclinarea spre jos. Agape este numai înclinarea spre jos. Numai. Contrastul este eronic. Asta e tipic pentru anii 30 și nu este adevărat. Pentru că agape provine de la ahăba, de la cuvântul ebraic și înseamnă iubire chiar și între soți și așa mai departe. Și dacă eu nu văd la o bunică care o vizitez, cel puțin felul interesant sau venele aici interesante, adică ceva ce să mă atragă, eu nu pot să fiu, nu pot să, eu dau inima mea de iubire. Nu pot. Și asta s-a neglijat. În anii 30. Trebuie să învățăm din nou că iubirea este un contact între două persoane care funcționează. Nu este mai mult decât o înclinare. El s-a spus totdeauna că Iisus s-a înclinat în jos și asta este iubirea adevărată. Eu cred că ea, într-adevăr, a iubit oamenii, nu numai i-a dus în spate. A iubit discipolii, a vorbit cu oamenii cu dragoste, adică era cu mult mai mare contact între ei decât numai întâlnare. Asta este tipic pentru anii 30. Mulțumim, domnule profesor. O să fie două bani dacă aveți apetitul de promenire pentru acest subiect. Nu mai să completez, dar nu trebuie să citiți articolul Agape, Marele Dicționar Teologic. Că acolo îți scrie asta. Chitol. Da. Nu trebuie să citiți. Asta nu este adevărat, asta e platonic. Neoplatonic. Bun. Bun. Dar puteți să citiți acum. Acum o să-l citească de curiozitate. Sigur. Mulțumim. Se poate observa la un număr o... Poate chiar o jucărință. Atunci când comentează predica de pe munte și discută imaginea creștinului ca sare și ca lumină pentru lume, vorbește despre rolul pe care creștinul are în lume. Un rol de a schimba, de a noi, de a aduce ceva în plus.
îmbunătăți condițiile sacrificiului de elemente pe care le subliniat o profesor Klein. Iar aici este partea cealaltă, resemnare în fața unui imprevizibil, a unui te copleșești pe ceva ce nu mai poți să schimbi. Și atunci te retragi. Am senzația, citind acest paragraf, că e un fel de aplicare. Mai lupt pentru schimbare sau mă retrag? Și hotărârea a fost semnificat în partea finală. Pentru că a citit în un context, în ideea în care, adică în contextul activismului pe care propunea nazismul, Bonhoeffer spune stop activismelor și ideologiilor, pentru că nu încercăm să îmbunătățim lumea, nu pentru că el nu-i convins că ordinea creației lui Dumnezeu nu are nevoie de o înnoire pe care o aduce creștinismul, dar nu este dispus să facă această înnoire pe terenul pe care îl propun, sau în termeni pe care îl propune nazismul. Și el spune un sclav. N-ar trebui să facă o evoluție, pentru că nu o revoluție va rezolva problemele lumii. Nu de acolo începe cu o revoluție. O revoluție era cea pe care o aduceau naziști, spiritul ăsta revoluțional, un mentor transformator. Deci, cred că ar trebui pus în context și nu extinsă ca un fel de platformă, program pentru ceea ce are de putut creștinul lume. Deci, eu n-aș vedea o atât de largă aplicată. Mulțumim. O altă idee interesantă și foarte puțin explorată în teologia protestantă este aceea privind latura ascetică a uceniciei creștine. În general, în teologia protestantă, termenul ăsta de asceză a fost rar folosit, evitat, ocolit, dar Bonhoeffer îl folosește, arată ca și la suferință caracterul inevitabil al ascezei pentru ucenicie, de aceea aș dori să și ascultăm acel paragraf de la pagina 158, credite în rău, după care aș ruga pe domnul profesor Emil Bartoș să comenteze puțin gândurile lui Bonhoeffer privind asceza creștină și mai ales contactul acestei idei cu teologia și spiritualitatea protestantă. Asceza este suferința aleasă de bunăvoie. Pasio activa. Suferință pasivă. Nu pasio pasiva, suferință pasivă. Și tocmai de aceea este expusă unui mare pericol. Asceza este pândită permanent de dorința religioasă nelegiuită a omului de a deveni asemenea lui Iisus Hristos prin suferință. Mocnește în ea dintotdeauna pretenția de a lua locul suferințelor lui Hristos, de a desăvârși lucrarea suferințelor lui, care constă în omorârea omului vechi. Prin aceasta, asceza urzupă seriozitatea amară și finală a lucrării de mântuire a lui Hristos. Aici, asceza se revelează în toată duritatea ei înspăimântătoare. Suferința de bunăvoie, care ar trebui să ducă la o slujire mai bună și la o smerenie mai adâncă, în baza suferințelor lui Hristos, devine o schimonosire înspăimântătoare a suferințelor Domnului, vrea să fie văzută. Devine un nemilos reproș viu pentru semeni, fiindcă a devenit drumul mântuirii. O astfel de expunere publică și-a luat într-adevăr răsplata, prin faptul că este căutată de oameni. Mulțumim. Domnule profesor Bartoș, în teologia răsăriteană, care dumneavoastră sunteți familiarizat, asceza este acea, dacă o termen așa, procedură după obiceastră prin care ne despătimim și dobândim virtutea. Ea este drumul mântuirii. Și Bonhoeffer spune, din potrivă, ea nu ajută, ea nu este drumul mântuirii. Asceza este altceva decât mortificarea firii și dobândirea virtuții. Ce este asceza în gândirea lui Bonhoeffer și ce puncte de contact sau de contradicție ați vedea între gândirea lui Bonhoeffer despre asceză ca protestant și teologia răsăriteană privitoare la asceză? Aici trebuie să precizez că Bonhoeffer nu a fost împotriva ascezei, înțeleasă corect, cadrul biblic cristic. El este împotriva ascezei doar atunci când asceza pretinde merit. El, de pildă,
spunea la un moment dat, aici, în costul ceniciei, că monahismul a salvat biserica în perioada evoluției. S-a pus împotriva secularizării bisericii, a devalorizării harului. Asta este expresia. Deci există și o parte pozitivă acestui traseu monah. Luther a fost monah, a fost un călugăr. El a dat însă pustia pe cetate, a renunțat la călugărie și s-a căsătorit, a devenit partea cetății, a vieții bisericii. Și citatul undeva spune că acesta a fost cel mai puternic asalt pe care l-a suferit lumea. Și mai spune, el a adus asceza în societate. Luther a lăsat. Da, a adus-o în cetate. Să-ți trăiești asceza în mijlocul copiilor, a familiei, a prietenilor, a stresului. Greșeala monahilor, spune, este atunci când harul pe care îl au se sustrage de la a se implica. Aici e ispita, aici e pericolul, așa cum s-a citit. El a aplicat niște principii ascetice. La pagina 16, când era ordonat acel seminar, merită să vă citez partea aceasta. Conviețuirea în seminarul de studenți se făcea după niște reguli. Și care erau regulile? Rugăciunea, în mod regulat, dimineața și seara. Meditația biblică personală, deci studentul față în față cu cuvântul. Spovedania și mai încă o regulă care mi-a plăcut foarte mult, ne-a scutit de multe atacuri ale bârfei. Și regula era, niciun candidat nu va vorbi despre un frate în absența acestuia. Trecând peste ultimul aspect, el și-a structurat, practic, spiritualitatea, gândirea, pe baza predicii de pe munte, în care intră disciplinile spirituale obișnuite. Rugăciunea, postul, studierea cuvântului lui Dumnezeu, disciplina trupului, la un moment dat spune că firea noastră trebuie să audă zilnic că nu are niciun drept. Expresie importantă. Cum să faci asta? În momentul în care firea își pretinde drepturile, din primele instincte, de toate zonele, să lupți. Aceasta se face prin uciderea voinței rele. Și învierea, dacă vreți, voinței lui Hristos. Asta e ucenicul care poate să biruiască având voința lui Hristos în el. Însă asceza are limite, așa cum s-a spus, atunci când atacă lucrarea mântuitoare a lui Hristos, când ceea ce faci devine o faptă, devine un merit, o prefăcătorie, când încep să ți-o afișezi public și o faci pentru asta. La un moment dat era un citat despre rugăciunile publice. Vreau să vă citesc aici. 151. Pagina 151. Da. Uitați cum analizează el pasajul din Predica de pe munte, din Matei, capitolul 6. Rugăciunea. El spune, rugăciunea totdeauna trebuie să fie o rugăciune de mijlocire. Da? Și numai prin rugăciunea, această rugăciune avem acces la Dumnezeu. Și spune la pagina 51. Fără îndoială, rugăciunea poate fi transformată într-un act demonstrativ.
prin care lucrurile ascunse sunt scoase la lumină. Acest lucru nu se întâmplă doar în cazul rugăciunii publice, care devine bolboroseală, fiindcă astăzi se rostesc foarte rar astfel de rugăciuni. Însă nu există nicio deosebire, ba că e mai dezastros, atunci când eu însumi devin spectatorul propriei mele rugăciuni. Când mă rog înaintea mea, fie că mă bucur de această stare din postura spectatorului satisfăcut, fie că mă surprind în ea uimit sau rușinat. Puțin mai colo. Spune, în acest caz, expunerea publică pe care o caut constă în faptul că eu sunt simultan cel care se roagă și cel care ascultă. Mă aud pe mine și mă ascult pe mine însumi. Fiindcă nu vreau să aștept ca Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea, fiindcă nu vreau să las pe Dumnezeu să-mi arate într-o zi că rugăciunea mea a fost ascultată, îmi plăsmuiesc propria ascultare. Constat că m-am rugat evlavios. Această constatare mi-aduce satisfacția ascultării. Rugăciunea mea este ascultată. Mi-am primit răsplata. Pentru că m-am ascultat pe mine, Dumnezeu nu mă mai ascultă. E extraordinar. Mai direct, mai simplu, paradoxal, nu poate să fie. Deci acestea sunt limitele pe care Bonhoeffer le pune grija aceasta de detalii în viața spirituală, care te poate trăda. E doar o nuanță, doar un grad puțin de viață și ajungi la, din nou la fariseism, la prefătătorie. Dar el era pentru asceză, asceză aceasta controlată de Dumnezeu. Domnul profesor, în lumina ceea ce am auzit acum de la Bonhoeffer, în special prin cele discutate de domnul profesor Bartoș. Dacă ar fi să definiți într-o sintagmă, cel mult o propoziție asceza, așa cum o înțelegem noi protestanți, da? Dacă ar fi să definiți asceza unui credincios protestant neavizat teologic, care nu înțelege termenii noștri tehnici, așa, cum ați defini asceza? Spuneți, domnule, ai nevoie de asceză. Ca păstori spirituale spune, ai nevoie de un pic de asceză în problema asta a ta. Așa. Și el, da, părinte sau domnule pastor. Ce înseamnă asceză? Eu nu știu ce înseamnă asceză. Pentru mine asceză înseamnă autoflagelare. Cam așa înțeleg oamenii neavizați asceză. Autoflagelare. Ce înseamnă asceză? Permit tot ca să completez. La un moment dat mi-amintesc, Bonhoeffer spune, așeza este voință egoistă disciplinată. Da. Mulțumim. Dacă sunt și alte, dacă sunt și alte variante. Nu am spune de vreodă negativă. Să nu te lași campionat de reclamă. Toate reclamele te duc împotriva asupra. Câteodată să renunți și să ție toate la toate povară. Domnul, vrieți sau subscrieți la... Aș mai adăuga un citat de la tot de la Bonhoeffer. El spunea, firea giftuită nu mă poate face sensibil la rugăciune și la renunțare. Citesc după el, practicarea abstinenței face clar simțită separarea vieții mele creștine de lume. Firea giftuită nu găsește creștine în rugăciune. Deci, asceza ar fi ce? Fire slăbită. Și aici vorbește despre post. Da. Fire este disciplinat. Da. Prin două citate, din Bonhoeffer, pagina 188. Cum poate trăi cineva în credință dacă îl obosește rugăciunea? Dacă este dezgustat de cuvântul Scripturii, iar somnul, mâncarea, pauză și mai mare, și senzualitatea, pauză lungă, îi răpesc mereu bucuria în Dumnezeu. Cum poți să trăiești ca ucenic? Să spui că ești pe cale, zice el, când te obosește rugăciunea. Mai ai plăcere în cuvânt.
când ești dominat de instinctele firii. Eu ce este de notat este că acest om avea 35 de ani, 34, 31, 31 de ani și necăsătorit. Da. Deci a fost într-adevăr ce a scris el, a fost ce a fost teologia la Sfinții Părinți, adică experiența cu Dumnezeu consemnat în scris. Asta era ca auzit aceste paragrafe, sunt chipul micu stăciloare, la avea 80 de ani, vorbind așa, e un tânăr care nu se știe. Da. A fost considerat, cred, un teolog genial. N-a fost singurul în perioada respectivă. Și la catolici, mai devreme s-a detașat Chesterton ca scriitor. La 30 de ani a scris Ortodoxia, o carte absolut genială despre apologetica creștină. Calvin, la 26 de ani, a intrat în Geneva, facă schimbările radicale. Era fost acolo. Deci există chemări speciale pentru unii la vârstă, așa, să zicem, neașteptată. Ridici mâna pentru că și tu ești în am adus pentru apelul de final. Mi-am adus aminte doar de o promisiune pe care Bonhoeffer și candidații de la Fingerbahn și-au făcut-o unii altora, că atunci când vor pleca, vor citi Scriptura în fiecare zi, eu vor avea un timp de meditație. Asta s-a întâmplat câtva timp de câțiva ani de zile, neîntrerupt, a fost o promisiune pe care i-au făcut-o, pentru a continua în ritmul pe care și l-au impus la Fingerbahn. Studenții care au intrat prima dată în contact cu Bonhoeffer au rămas șocați, bulversați de faptul că le dădea un pasaj din Scriptură și le cerea să mediteze intens, adică ei citeau câteva gânduri și se termina. Le cerea să mediteze unor zile întregi asupra acelui pasaj ca să pătrundă spiritul lui în el. Deci a fost doar o citire de bifat. Adică bifăm în paragraf și am scăpat de exercițiul citirii Scripturii. Domnul profesor, n-aș vrea să încheiem până nu discutăm și ultima chestiune pe care ne-am programat-o, pentru că este extrem de relevantă pentru ucenicia contemporană, aceea privind atitudinea ucenicului față de bunurile materiale. În persecuție nu mai suntem, crucea ne întrebă și oare care le-o fi, așa? Pentru că nu prea o avem, așa? Nu prea ne trebuie, dar cu bunurile materiale, de bunurile materiale, suntem foarte preocupați. Și cred că ar fi interesant să auzim și acest Mamona, așa, sau Mamona, de fine, da. Beni, te rugăm, cred că este un singur paragraf, dintre, știu eu, citește-l, poți să-l citești, pentru că veni vorba de reclame, dacă poți, așa, telegrafic. Bunurile pământești ne sunt date pentru a fi folosite, nu pentru a fi agonisite. După cum Israel în pustie a primit zilnic mana de la Dumnezeu, fără a fi fost nevoit să se îngrijeze de mâncare și de băutură, și după cum mana păstrată de pe o zi pe alta se strica, tot astfel ucenicul trebuie să primească zilnic partea sa de la Dumnezeu. Însă dacă o agonisește ca bogăție de durată, pervertește nu doar harul, ci și pe sine însuși. Inima se va lega de comorile adunate. Bunurile agonisite devin o barieră între mine și Dumnezeu. Unde este comoara mea, acolo este încrederea mea, siguranța mea, mângâierea mea și Dumnezeul meu. Comoara devine închinare la El. Mulțumim. Domnul profesor Brie, cultura noastră contemporană ne spune că un om care se mai abține un pic, mai strânge coreaua și mai pune un ban deoparte, este un om responsabil. Da? Și așa ne învață toate fondurile de pensii și asigurările și așa mai departe, care ne tot îmbie, că dacă ne punem la ei, o să avem bătrâneți fericite, fără pericărunte și cu nepoți mulți și în siguranță pe lângă noi. Însă, Bonhoeffer spune, bunurile pământești ne sunt date pentru a fi folosite, nu pentru a fi agonisite. Este această preocupare de a agonisi o dovadă a simțului de răspundere? Sau este închinare la idol, cum spune Bonhoeffer?
răspunsul este destul de greu de tranșat în dar nu. Vorbim să-l ajutați. Dacă luăm acest pasaj de la Moldova, așa pare să fie referindu-ne la originea sa și a familiei sale și la faptul că venea într-o familie stărită și s-a bucurat toate darurile familiei sale, reimprinse lucrurile în acest context, situația apare un pic diferită. Ce subliniază Bonhoeffer este atitudinea interioară față de bogăție. Cum te raportezi la ea? Când discută pasajul cu tinerul bogat, acolo face o delimitare clară. Nu doar o atitudine interioară în credință, inima mea nu este legată de bogăție, dar totuși rămâne ale mele, ci disponibilitatea de a asculta de Iisus până acolo încât să le dai dacă îți cerești. Aici cred că este esența la Bonhoeffer. Inima neîmpărțită. Inima să fie totul al lui Iisus. Chiar dacă rămâi și te folosești de lucruri complicator, la Bonhoeffer apare ideea că Iisus nu interzice ucenicului să se folosească de bogăție, de lucrurile pe care Iisus n-a interzis să ne folosim de lucrurile materiale, dar a cerut să nu fie inima împărțită. Orice împărțire inima înseamnă, de fapt, idolatrie. Asta spune Bonhoeffer. Și parcă anunța orientarea contemporană a Evangheliei Prosperității într-un pasaj mișcător. La un moment dat spune el, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, de ce n-am putea fi copii fericiți ai acestei lumi care se bucură de darurile sale și primesc comorile ca binecuvântarea lui Dumnezeu? Aici a fost o problemă foarte, foarte delicată și s-a ajuns, iată, în vremurile noastre să asociem, să se asocieze spiritualitatea cu prosperitatea. Oare așa ceva duce tare aproape de religia lui. Asta cred că este, aici Bonhoeffer este relevant în contextul acestei orientări americane, numai americane, a unei evangheliei ușoare care asociază reușita spirituală cu bogăția. Deci, unde este comoara mea, acolo este încrederea mea. E posibil să am bogățiile, dar să nu fie comoara mea. Atunci e regulă. Pot să am bogățiile, dar ele să nu reprezinte comoara mea. Dacă nu reprezintă comoara mea, atunci nu-mi pun nici încrederea în ele și atunci e regulă. Da, acesta este răspunsul și el este revine asupra unui teolog creștin emoțional, Sosa, care are un comentariu la prima fericire, fericire în cei săraci, ce lor este bogăția cerurilor, se referă tocmai la această golire a inimii, de orice dependență de lucrurile din jur și rezervarea inimii ca templu sacru pentru Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, eliberarea de obia lucrurilor din Dumnezeu și este în acord cu ceea ce înțelegește Domnul. Mulțumim, domnul profesor, dacă mai aveți gânduri în acest sens. Cred că suntem într-o situație foarte diferită. Bărboana, sau în sau în 3 ani, sau 5 ani, sau 4 ani, nu? Este, de adevăr, o slujire a mama mea. Iar ce lucruri trebuie să ne gândim? Dar eu am învățat că pietismul a înțeles pentru a face bine la alții acela care are darul de gospodar, de a fi gospodar, să creștice ca să poată să dea la alții. Numai că în lumea noastră, de astăzi, săracii sau acei care au nevoie, nu ne mai sunt prea aproape, nu ne mai vede în comunități. De aceea este foarte necesar, duc eu, ca fundațiile care cunosc oameni, cunosc problemele să se dezvolte și noi cu ceea ce avem în plus, să zicem așa, să dăm o fundație ca să facă bine, pentru că legătura între săraci și oameni de rând sau oameni de fapt, în tot lucrător de fapt, că vreau de lucrători, s-a cam, cum să spun, s-a cam rupt. În comunități se mai știe, dar eu cred că e foarte important, acum, nu spun în Evanghelie,
creștinul trebuie să fie după măsura ochii lui, numai cu Dumnezeu. Asta este un cuvânt de proverb. Niciodată nu ai voie să dai inima pentru creștin, ci dacă ai, să umbli cu el și responsabil în favoarea celor care au venit. Altfel nu pot să dă pe toate voastre. Și sunt foarte, foarte depășit sau dezamăgit că boala de doamnă după COVID merge prea repede. Dar cel puțin la o lume. Dar nu sunt sigur dacă nu sunt atunci pentru mine sau pentru alții, dacă nu am posibilitatea. Și de aceea noi trebuie să ne facem gândul în locul celorlalt și să tragem puțin timp. Fără asociază iarăși strident anumite păcate, anumite păcate capitale de idolatrie. De exemplu, imoralitatea sexuală este mereu asociază cu lăcomia. Ele merg cam în tandem. Mereu omul idolatru va fi înclinat spre a avea ce nu îi aparține, indiferent că e vorba de persoană sau de lucru. Mereu, iarăși, când analizează Predica de pe Munte, afirmă că între tine și Dumnezeu nu trebuie să fie nimic. Nici religiozitatea ta, nici faptele tale, nici lucrurile sau posesiunile. Și cuvântul care descrie adevăratul ucenic este cuvântul simplitate. Am mai auzit această idee mulți ani în urmă. Mi se părea, atunci când am auzit ideea, că prea se simplifică Evanghelia sau viața creștină în lucruri simple, dar Bonhoeffer mi-a reamintit adevăratul sens al simplității creștine. Simplu nu înseamnă îngust, ci simplu înseamnă să ai ochiul simplu. Sincer. Și ascultarea simplă, iarăși mereu folosește această expresie. Da, o anumită simplitate, da. Sănătos, da. Face timpul acela aflos, acolo, vrea că el traduce și un sănătos. Sincer. E furtic, deci e simplu, nu este la altă. E foarte bine, mai. Da, e foarte bine. E simplu. Ar dori să, la pagina 160, sunt două versuri care sunt traduse din germană și puse în rimă românească. Cine a pus rima? Ligia, tu sau mamă? Doamna, pe la Duca, cel care a făcut. Nu. Da, sunt două strofe, unul la o strofă, unul la o strofă și... Sună frumos. Vă citesc acest pasaj care reflectă gândul lui Bonhoeffer. Umblăm pe acest pământ ca peregrini, desculți, în lipsuri și nevoie. Nu ne-am gândit să strângem bogății, ar fi poveri de șarte pentru noi. De cei ce aleg spre moarte să se îndrepte, ne despărțim și mergem pe alt drum. Al nostru Domn nevoia ne-o cunoaște, ne va purta de grijă ca un tată bun. Mulțumim. Frumoasă încheiere a discuției noastre. Seați invitați, dragi participanți, cred că e binevenit acum un timp alocat întrebărilor până la ora 8 fix, aș zice eu. Am văzut adineauri intenția domnului profesor Iacob Coman de a pune o întrebare. Domnule profesor, vă rugăm. Am observat ostilitatea și am venit. Vă rugăm, nu. Vă rugăm să puneți acea întrebare. Timp avem până la
8 fix, dar nu este tot destinat întrebării noastre. Da? A evocat domnul profesor Emil Bartoș accentul lui Goldprofer despre totul privește prin sau privește mult prin perspectiva morții. Chipul lui Dumnezeu este moartea pe cruce. Așa, forma morții, mulțumesc. Eu n-am citit cartea, scuzați-mi subcultura. Aș vrea să știu dacă în carte apare undeva vreo consiliere a acestei idei care este foarte frumoasă, dar care ușor intră în antiteză cu propria declarație a lui Iisus Hristos, care zice, eu am venit să ofer oilor viață și să o aibă din belșug. Nu știu dacă... Da, am, mulțumesc. Am mai pomenit de elementul sau elementele paradoxale ale ucenicii creștine. Acest lucru o să vă frapeze când citiți cartea. Vă așteptați la ceva, apare exact ce nu te așteptați. Și o parte este aceasta. Mereu face referință la faptul că dacă vrei să ai viață, trebuie să mori. Dacă vrei să ai biruință, trebuie să mori la cruce, să te identifici cu Hristosul de pe cruce. Altfel, nu poți ocoli crucea în niciun fel. Și crucea înseamnă suferință, renunțare, eu moarte, practic. Greutele care nu cade până în dacă nu moare, nu aduce viață. Asta cred că am vrut să sugereze. Dar în același timp, Hristos așteaptă ca această formă a morții să fie regăsită în inițiativă, nu doar în așteptat. Pavel spune lui Timotei, toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi prigoniți. Drumul ascezei corecte acestui proces de sfințire înseamnă evlavie, disciplină trupească, disciplină sufletească. Acest drum nu poate ocoli suferința. Nu poate ocoli. Și nu numai atât. Bonhoeffer spune trebuie să-i cauți pe cei în suferință. Dacă știi că frații tăi suferă undeva în lume, da? Trebuie să te identifici cu ei. Așa împlinești suferința lui Hristos. Deci pentru el, această moarte ca identificare cu suferințele celorlalți, cu suferințele bisericii, nu numai suferințele personale. Asta completează imaginea. Așa cum a făcut-o Hristos. E paradoxal, e șocant, asta a cucerit lumea. Nu a fost ceva ordinar, ci ceva extraordinar. Se poate ar fi nevoie de un citat care ilustrează și explică ceea ce Bonne va aducă în invenție. Îi tureiau ceea ce s-a citit deja, prin botez Hristos întipărește în viața celor ce sunt ai lui forma morții sale. Fiind mort față de firea pământească și față de păcat, creștinul a murit față de lume, iar lumea față de el. Vezi Galateni 6. Cine trăiește prin mijlocirea botezului său, trăiește prin mijlocirea morții sale a lui Hristos. Hristos marchează viața lor săi cu moartea zilnică, lupta Duhului împotriva firii, cu suferirea zilnică a chinurilor morții cu care diavolul îl lovește pe creștin. Aceasta este suferința lui Iisus Hristos însuși, de care toți ucenicii lui de pe pământ trebuie să aibă parte. Acesta este contextul mai larg în care vorbește despre ideea că forma lui Hristos pe pământ este forma morții celui răstignit. Mulțumim. Dacă sunt alte întrebări, vă rugăm. Trebuie să vă întreb personal, cu ce măsură v-a influențat viața gratificării? Și întrebare ce spune lui Bărnă, foarte mă vreau să întâlnim cu el. Întrebare. Atunci, nu o să mai întrebare.
nu se întâmplă, nu se mai fie interesat, că este lumea de săvârșită. Și în legătură cu schimbarea vieții, dacă toți sunteți dumneavoastră acum la cuvintul și îi răspundeți dumneavoastră domnului Țepeș, cum v-a afectat viața, lectura sau gândirea acestui autor? Ceea ce mi se pare cel mai important, că el personalizează credința. Și dă fiecărui imens care citește și după acela care citește este singur și normalizat. Asta sunt mai mulți și s-au citit pe mai mulți. Îi dă o îndrumare spre o credință mai acuptivă. Cam așa. Se înțelege, adică el ceea ce gândește, îi dă curaj pentru credința de mâine și pentru fapte, dar mai mult pentru a articula credința cu cuvinte de sau doar și de a-și aduce la cunoștință și cum crede el și cum e. Eu cred că este o carte care o să și meriteze mulți. O să ajute foarte mult în creșterea credinței. Citindu-l Hofer, am recunoscut Duhul lui Hristos atunci când vorbeau ucenicilor despre final, despre moarte, batjocură. Și ucenicii n-au înțeles nimic. Același spirit profetic, pus sigur în alte cuvinte, expandat, se găsește în tot ce scrie. Nu știu dacă el a presimțit ceva. Dar cu siguranță finalul vieții lui ne face să îi citim cartea descoperind sau recunoscând acest spirit al lui Hristos. Acest lucru m-a impresionat, m-a marcat faptul că orice creștin trebuie să știe că e doar temporar aici. Există un final. Și trebuie să ne asimilăm, să ne asumăm limbajul lui Hristos, gândirea lui Hristos, mai devreme sau mai târziu, va fi același final. Acest Duh, acest spirit martiric lipsește azi. Mi-a lipsit mie și mi l-a actualizat în loc. Cine știe dacă nu într-o zi va trebui să trecem toți acest test. Pentru asta trebuie să fim pregătit. Pentru aceasta, această carte trebuie citită personal. Să nu predicați din ea. Să o citiți ca și carte devoțională, personală, pentru tine, să nu o citești ca și cum e pentru ceilalți. Pentru că s-ar putea scenariul lui Hristos, că îl pun ofă, să se repete cu tine și cu mine. Mulțumim, profesor Sorbie. Până la declararea acestei cărți, aveam o carte, așa, Imitatio Christi, al lui Thomas Hendricks. O aveam pe locție și spunea profesor Barnici. Nu e o carte în care să predici, e o carte care te inspiră la viață. Spre exemplu, doar acea propoziție, un rând jumătate. În comunitatea noastră alegem să nu vorbim despre fratele nostru în lipsa lui.
oprești, pui în practică. Ce se mai face? Deci, numai o rând, treci la următorul rând să schimbă. Cred că nu trebuie lecturat în grabă, la normă, ci lecturat apăsat, lucrare asupra textului de meditație. Mă vine timp, pentru că aici este putere cu Dumnezeu Iisus Hristos. Cred că ar fi timp pentru o ultimă întrebare. Dacă nu este o asemenea întrebare, dacă nu asta. Eu mai pun eu dacă este timp și dacă mai spune de întrebare și dacă mai am locuri în timp. Cred că una dintre problemele care au venit în viața preocupării lui Domnul este relația dintre biserică și stat. O problemă care era atunci acută și care cred că a inspirat nici asta. Concret, credeți că dacă ar fi coleg cu noi Domnul ar fi acceptat să primească salariul de la stat? Ca profesor sau ca pastor? De la clandestinitate, sigur, n-ar primi papa. Cine are curaj? Cât de mult i-a plăcut, s-a vizut în faptul că a criticat atât de sever regimul, că regimul s-a asigurat că lasă fără să la infrastructură și îi pune interdicție. El a avut sărară, că a uitat până în timp. Acolo, nu am văzut probleme. Dacă vreți, acum, să intrăm în proiectate, salariul de la stat este o recompensă a unui versetul de stat. Dar dumneavoastră este la altceva, dacă este o recompensă pentru unul versetul și de aceea n-am trebuit. Statul, biserica a avut anumit de bună, care a fost recomandată și pentru aceste bunuri este o convenție de nu știu din timpul sau de când este, ci ulterior la actualizatele de când mai aia mea, oficiale din biserică și primesc un anumit organizații. Dar asta nu înseamnă că sunt studiat datul. Și doar este o recompensă pentru ce au luat statul, dacă vezi. De aceea n-am probleme. Au în acel moment de vreme de statul oficial, că trebuie să facă un mic de lucru care sunt împotriva credinței noastre. Deci am probleme. Și te dăm cu salariu. Dar asta nu pentru că așa ar fi și vouă. Nu te considerăm. Nu fi digerată cu urmă. Dragi participanți, acesta a fost simpozionul nostru organizat de Institutul Teologic Pentecostal privind gândirea teologică a pastorului și teologului Dietrich Bonhoeffer. Mulțumim invitaților noștri pentru sunt și reprezentanții grupului editorial Logos, din care face parte și editura Peregrinul, care a editat această lucrare. Ne-a luat un stand jos cu cărți de vânzare, dacă și sigur cred că sunteți interesați să treceți să vedeți oferta lor. Aici i-a sfârșit simpozionul nostru. Vă dorim o seară binecuvântată alături de Dumnezeu și nu uitați, ucenicia costă.
Domnul să ne ajute să fim acei ucenici pe care ucenicia îi costă.